Neața bună vă, bună dimineața, ce faceți, cum sunteți? Joi, cafeaua e întoi. Cafea bună de la Alex Solari, îl salut și mulțumesc frumos. buymeacoffee.com/nicubendea, acolo vă aștept cu cafelele să ne punem în mișcare, să facem o agitare și să vorbim bine și mai ales tare. A? Am renunțat la cioc. S-a dus ciocul de parcă ar fi fost barză. A migrat, a emigrat. Nu, știți cum e? Îs niște floci până la urmă. Așa, păi te dai așa și ți se mai fac și coșuri acnee, zice lumea, iar ești la pubertate, la a șaptea pubertate. În schimb, bărbierindu-mă azi dimineață, nu, ca tot omul, am zis să mă mai joc și eu cu lama pe față. Și mi-am lăsat un pic de mustață, nu-i deasă. Cum zicea cineva, dacă vreau să sândese, să pun ghiregală. Da, așa, nu, și cu asta, pentru că de aici a ei, Bioncucu, cel care a fost tehnic la semnalem, îmi spunea că Iuliu Merca a fi iertat atunci când avea o problemă, spunea mâna și zicea, pentru Dumnezeu, drăguțu, cum să facem să iasă treaba? Poate îmi las mustață și ies un țiriac 2, înțelegeți? Numai pentru a fi țiriac trebuie să-ți fie mai groasă și epiderma și mustața. Și domnul Dragnea a avut mustață și și-o dat-o jos. Și dacă mai era, nu cum e acum în închisoare, poate dădea jos și PNL-ul. Dar PNL-ul are grijă să se dea el singur jos. Am dat și la seara la celebru reportaj făcut de cei de la Recorder. Bă, mi-a plăcut cum a fost realizat și mai ales mi-a plăcut că era loc 8 în trending. Deci, printre manele, printre jadoruri, printre țanci, uragani și alți interlopi, s-a stricurat și articolul ăsta de calitate jurnalistică. Știți că prezenta pe inginerul ăla de la APE, care a fost dat jos după ce câștigase concursul, să vină un om de la peneliști. Unul care e pe lista senator, de senat și care acum e consilier la ceva senator sau așa. Oricum un om care nu avea nicio competență în apă. Dar vorba domnului Ludovic Orban. În apă nu-ți trebuie competență. În apă trebuie să te descurci, să înnoți. Orban oricum a zis că el rămâne șef la șprițuri. Acum la apele române să pună pe cine vor. Mă, dar nu-i rușine și ăștia mai răi ca pesediștii. Ori pus oamenilor păstătă la toate companiile naționale. Așa se vede că merge treaba, nu? Adică e o reconfirmare. Totul se plătește, vorba filmului Sergiu Nicolaescu. Adică mi-ai lipit afișe, m-ai ajutat să fac campanie, pac, te pun șef. Și cum a zis domnul ăla, zice, bă, nu te supăra pe mine, acum e rândul meu. Știu că n-am nicio competență în domeniul apelor, că și acolo Nanelu Iliescu a studiat apele la Rusia, în Rusia, în URSS, și după aia a venit să despartă apele în România. Trebuie să ai și de acolo niște competențe, să știi ceva, să te... No, dar e bine că s-au rezolvat problemele, adică când venim noi, îi punem pe ai noștri. Noi și ai noștri. Aseară a ieșit și președintele Iohannis, a zis că el își face de la cu seringuță, accin, poate îi pun și ceva agitat, să-l agite, să vorbească mai repede, să vorbească mai cursiv și mai ales cu cap. Că el are vorbe de astea, mă, parcă e reclamă la iaurtul Napolact. Știți cum e reclamă acum la Napolact? Așa cum se cuvine. Iaurtul Napolact din Ardeal. Așa cum se cuvine. Parcă e citat din Iohannis. Așa cum se cuvine PSD. Pe cuvânt, dacă nu o să mai fie președinte, își vinde celebrele lui lozinci iaurtului Napolact. Pas cu pas, iaurtul binefăcut. Pentru un chefir normal. PSD. E, doamna Firea, domnișoara Firea, ci că atunci când era ea mare primăriță, avea 5 polițiști locali la ușă. 5 polițiști locali o păzeau. Acum nu știu, să o împiedice să fure, să împiedice pe alții să intre în audiență, dar 5 polițiști locali o păzeau. Nicușor Dan a venit la primărie și a zis că el nu are nevoie de ei, i-o scos pe străzi. S-o enervat ăștia, acum în frig ne scoți. Lasă-ne acela căldurică, îți mai facem o cafea, îți mai aducem o merdenea, îți mai preparăm un ceiuț, lasă-ne aici. Nicușor Dan a zis nu, că el se descurcă. Și nu ne duce pe noi în ispită. Și nu ne duce pe noi în ispită. Se schimbă și Tatăl nostru. Tot e să schimbă în ziua de astăzi, vedeți? Tot e să schimbă. La Vatican de duminică, la liturghie, se va zice așa. Și nu mă lăsa să cad în ispită. Că ce s-au gândit aia de la Vatican în frunte cu Papa? Că nu Dumnezeu te duce în ispită și nu ne duce pe noi în ispită. Nu că Dumnezeu e bun, Dumnezeu e adevărul.
noi, prin firea noastră umană, prin liberul nostru arbitru din noi, cădem în ispită. Și atunci să se reformuleze și nu mă lăsa să cad în ispită. Să vedem la noi ce se mai întâmplă în patriarhia noastră, la cuțite, ponta cu patriarhul, 9 pom, 9 10, împotros la patriar, patrieci, sănătate, cafea de la Alex Solari. Nu mă uitați, pe Buy Me a Coffee, / Nicu Bendea, o cafea bună. Mulțumesc! Nu trece niciun avion. Pro-România, că în campanie îți trebuie articole, nu? Articole vestimentare, articole de mâncare. Nu mai pot să meargă din ușă în ușă să dea pungi cu ulei și cu făină. Acum fac niște corturi, niște puncte unde o să fie date calendare cu sărbătorile ortodoxe. 3 milioane de calendare ortodoxe au tipărit cei de la Pro-România. Concurență mare pentru biserică. Știți că imediat după Crăciun și până la Bobotează se tot vând calendare prin bisericile patriei noastre. Și acum ponta face pe mai catolicul decât papa. Nu știu ce o să iasă. Ape tulburi, ape tulburi. Apropo, nu-l puteau pune pe Pațaichin, că tot e ziua lui, la mulți ani, Ivan Pațaichin, șef la apele române. Bă, dacă nu se descurcă ăsta cu apele, cine să mai descurcă? Tot azi e ziua lui Feri Vaștag, la mulți ani, Feri Vaștag. Când era el cu Leonard Dorin Doroftei, când erau ei mari boxeri, erau campion mondial, câștigase odată titlul în Germania la categorii diferite și apăruse titlul la Nașu și cu finul sperie Berlinul. Sau Berindu. Na, și se dusă și Maradona, fie iertat. Driblează îngerii, 60 de ani, da, ăsta și-o trăi viața din plin. Maradona, chiar citeam un articol zilele trecute și zicea că autograful lui valorează 600 de euro. Al lui fostul GNR 1100 de euro, nu știu, scrie mai citeți sau de ce. Oricum la noi cel mai scump autograf e ala lui Sărescu. Cel mai scump, pătăte salariile, îl vedem, pătăte bancnotele, tot mai puține, e drept. Na, s-a dus și Maradona, jale male, toată lumea cu Maradona în gură. Un influencer, chiar dacă a fost băiat rău, au avut imagine. Uitați-vă, românii au plătit tributul lui încă din perioada în care el trăia. Câți copii avem botezați Maradona? Câte porecle avem Maradona? Știu că la școală, la un moment dat, era tata, ticu director și un băiat, deși se sunase, nu lăsa mingea, juca fotbal. Era asta la începutul anilor 90. Până au strigat ticul la el, băi, Maradona, ia treci la ore. Și numele i-a rămas Maradona, sau mă rog, sohodolenizat, Mărădona. Maradona, da. Unde mai pui că și șmecherii români au inventat metoda Maradona. Îți arăta un teanc de bani și îți dădea înapoi o sumă mai puțină. Maradona, deci, e în folclorul românesc. Da, Hagi din Carpați, Maradona din Carpați și așa mai departe. Da. Da. Să fie iertat că în ispită ăsta o căzut de multe ori. Cumva o driblat și ispita, dar pasta de la coadă nu mai reușit, cum ar zice Siriac. Mulțumesc de urmărire și spuneți-mi pe mâine să vin tot cu mustață sau fără mustață. Că doresc la câțiva milimetri. Cred că o să renunț eu la ea. Dar la voi nu renunț, mulțumesc de abonare aici pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea, cafea pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Să ne vedem cu bine și mâine. Mimă că ninge. Ioi. Vine iarna drăguța să avem cu ce ne încălzi. Numai bine, sănătate, o zi frumoasă, scuze de la